Știrile la televizor anunță că va ploua puternic în următoarele zile. Este cod roșu. Toată familia se gândește că poate va fi din nou ca în anii trecuți. Totul ud prin casă. Gospodăria distrusă și așteptarea intervenției autorităților. Ce e de făcut? Noi credem că teatrul comunitar ar putea fi unul dintre răspunsuri. Dezastrele naturale vin pe nepoftite, însă riscurile pot fi mult diminuate prin prevenire și pregătire corespunzătoare. Teatrul comunitar este o metodă prin care comunitățile rurale vulnerabile la dezastre pot conștientiza mai bine rolul pe care fiecare dintre noi îl are pentru a reduce pierderile de bunuri materiale și de vieți. Tocmai aceasta este și metoda pe care am testat-o și noi. Trei asociații, împreună cu o echipă de tineri voluntari, înarmați cu entuziasm, creativitate și dorință de a educa altfel. Cum am procedat? Simplu. Pasul 1. Ne-am pregătit, aducând la un loc informații și specialiști în teatru comunitar și reducerea riscului de dezastre. Pasul 2. Am identificat 4 comunități rurale vulnerabile în care am încheiat parteneriate cu instituții locale interesate să găzduiască și să sprijine demersul nostru. Primării, consilii locale, școli. Pasul 3. Am recrutat 8 voluntari, tineri bucureșteni pe care i-am motivat și format pentru a forma o trupă de teatru de amatori. Pasul 4. Împreună am analizat profilul comunităților alese și am creat o piesă de teatru care reflectă situația dintr-o gospodărie rurală înainte și după o inundație. Voluntarii au interpretat personaje din viața cotidiană a unui sat în care au loc frecvent inundații care afectează un număr semnificativ de gospodării și care, pe termen lung, au efecte negative asupra dezvoltării socio-economice a zonei și a locuitorilor ei. Pasul 5. Am pornit cu trupa noastră de teatru într-o caravană prin comunitățile alese. Piesa de teatru s-a îmbinat în unele localități și cu spectacole folclorice ale localnicilor și a culminat cu o dezbatere pe tema problemei inundațiilor și a măsurilor pe care nu doar autoritățile și ONG-urile, ci și fiecare dintre noi le poate lua pentru a reduce riscurile. Pentru comunități, proiectul nostru a însemnat conștientizare și, cel mai important, o oportunitate de dialog pe această temă. Pentru voluntari, proiectul a însemnat multă învățare despre dezastre, dar și despre propriile abilități și limite. Pentru noi a fost important să testăm în România această metodă de conștientizare privind dezastrele prin teatru comunitar, folosită în alte colțuri ale lumii pentru a putea să ducem mai departe lecțiile învățate. Reîntorși acasă, ne-am reunit așadar pentru a evalua caravana, pentru a analiza punctele care necesită îmbunătățire în viitoare proiecte pe această problematică și a o prezenta tuturor celor interesați. Toate acestea au avut loc în cadrul proiectului Piesa de Rezistență, de la spectator la actor, derulat în perioada noiembrie 2014-iulie 2015 de Provobis, Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, în parteneriat cu Asociația Art Fusion și Habitat for Humanity România. Proiectul nostru nu s-a limitat la cele 4 comunități, ci a cuprins și o campanie mai largă de informare a liceenilor din județele afectate, dar și o campanie online cu ajutorul unor materiale și spoturi video care comunică într-un mod non-formal pașii de urmat în pregătirea pentru dezastre. Sloganul nostru, pregătit pentru orice. Dezastrele naturale vin pe nepoftite. Nu lăsa norocul să îți decidă viitorul.